Incident feroviar în Mehedinți, un tren de marfă a deraiat pe dealul Balota. Unul dintre vagoanele unei garnituri formată din 14 cisterne a sărit de pe șine. În cursul acestei zile, cel mai probabil din cauza stării avansate de degradare ale infrastructurii feroviare din această zonă. Oprim aerul și te rog frumos, după ce îți dau eu următoare, că suntem gata, alimentăm. Alimentăm și tragem cele 11 vagoane în gară, la linia 4 liberă. Incidentul s-a produs în jurul orei 10:50 pe dealul Balota, iar în centrul acțiunii s-a aflat un tren privat de marfă cu 14 vagoane, fără încărcătură, care se deplasa către gara Balota. La un moment dat, două dintre roțile celui de-al 12-lea vagon al garniturii au sărit de pe șine. Trenul a mai parcurs aproximativ 150 de metri până ce mecanicul de locomotivă și-a dat seama că a intervenit o problemă, apoi a oprit. Pagubele la care a ferată nu ar fi mari, dar șeful de tren spune că motivele deraierii sunt legate de stare avansată de degradare a șinelor din această zonă. Linii, sub orice critică, infrastructura noastră feroviară ca și rutieră lasă de dorit. Părere de rău, dar asta ne merităm dacă nu se intervine și nu se alocă. S-au întâmplat atâtea evenimente. Atâtea evenimente, bine că totuși a fost vagon de marfă, culmea vagon nou, culmea vagon aproape nou, aparținând unei alte țări, care, într-adevăr, e la zi cu toate cele necesare. Cu ce era încărcat? Gol. Toate garniturile au fost compuse din 14 vagoane goale și a deraiat al treilea de la urmă de un singur boghiu. Și a fost să fie. Două trenuri de călători au fost afectate de acest incident. De această dată, însă, reprezentanții CFR s-au mișcat destul de repede și au pus la dispoziția călătorilor mai multe mijloace de transport cu care aceștia au fost transbordați. Incidentul feroviar este anchetat la această oră de o comisie care se află la locul accidentului. Deocamdată nu se știe când va fi reluat traficul feroviar.